Bună ziua, sunt Lucia Dincă și vă prezint știrile STV. Urmărim principalele titluri ale acestei ediții. A început reabilitarea de drumuri pietruite. Mai multe străzi din oraș sunt vizate. Un incendiu devastator a avut marți după amiază loc în localitatea Tomnateic. 4 bărbați au suferit arsuri pe corp în proporție de peste 50%. Băieții lui Căprărescu sunt pe val. Echipa semiclăușeană a urcat pe locul 4 în clasamentul diviziei de județene. Au reînceput lucrările pentru stăvilarul de pe canal Aranca din zona de blocuri de pe strada Panselelor. Acest proiect a fost început încă de anul trecut, dar și stopat din cauza unui aviz al Comisiei Româno-Sârbe privind problemele hidrotehnice și cursurile de apă de pe frontieră. Cu puțin noroc, în mai puțin de o lună, acest stăvilar va fi dat în folosință. Lucrările începute anul trecut au fost sistate din cauza vecinilor noștri sârbi. După mai multe demersuri au început lucrările, ele au întârziat datorită faptului că, după cum știți, Aranca se scurge și în Serbia, în țara vecină. Din această cauză a fost nevoie de o comisie a Ministerului Mediului, o comisie româno-sârbă, care a trebuit să analizeze această investiție. Comisia s-a deplasat anul trecut la fața locului, dar nu a mai primit niciun răspuns, nici favorabil, nici nefavorabil. Partea română, din punctul meu de vedere, și-a făcut treaba, a trimis numeroase adrese. Partea sârbă nu a mai dat niciun răspuns, motiv pentru care secretarul de stat a considerat, a făcut o adresă inițială și le-a dat la cunoștință că în cazul în care nu vor emite un răspuns, vom primi aviz favorabil. Ulterior am primit avizul favorabil, aviz de care a fost înștiințată și partea sârbă că s-a emis. Deși stăvilarul nu este încă gata, se poate vedea cu ochiul liber nivelul apei din canal. Nivelul apei va crește, deversorul va fi de formă poligonală, din beton armat, cu o creastă de 0,5 metri, înălțimea pragului de deversor 1,3 metri, parametru a monte vertical și parametru aval 1:1, este prevăzut cu un disipator de energie cu prag în lungime de 4 metri, pragul va fi de formă poligonală realizată din beton armat, având creasta de 0,3 metri. Parametru a monte și vertical 1:1. Va fi executat, pragul va fi executat în malul drept al canalului Aranca. Lucrarea este realizată din bugetul local și este în valoare de 425.000 de euro cu TVA. Stăvilarul de pe canal Aranca din zona de blocuri va fi dat în folosință cu puțin noroc luna următoare. Odată cu încheierea sezonului ploios, a venit și rândul străzilor pietruite să fie reabilitate. Astfel, încă de săptămâna trecută, utilajele grele au intrat pe mai multe zone ale localității. Strada Gheorghe Doja și cartierul Chindărești au fost primele vizate datorită multor sesizări venite din partea locuitorilor. Încă de săptămâna trecută, strada Doja și Sadoveanu are din nou stradă fără gropi. După terminarea ploilor, am intervenit de astăzi, începând pe toate străzile pietruite care sunt cu probleme, unde au apărut gropile, unde avem zone denivelate, unde sunt probleme. Momentan se lucrează pe zona Chindărești, urmând să ne mutăm și pe celelalte zone. Străzile care sunt vizate pentru reabilitare sunt următoarele: Brâncoveanu, Caragiale, Porumbescu, Vânătorului, Bela Bartoc, Coșbuc, Ion Creangă, Caransebeș, Craiova, Iancu, Janu, Apodu Purice, Brăila, Orșova, Subici, Viilor, Albina și Pescarilor. Un incendiu devastator a ars o cameră dintr-o casă a localității Tomnatic. Înăuntru se aflau 4 persoane adulte care au suferit arsuri grave. Ancheta a scos la iveală că focul s-a extins cu repeziciune datorită faptului că în acea încăpere se produceau droguri. După spusele celor prezenți, televizorul a luat foc de la un scurt circuit. A urmat însă o explozie, pentru că în casă se acumulaseră vapor de la uleiul de cannabis folosit la producerea drogurilor. Am avut o intervenție în comuna Tomnatic, lângă Sfântul Nicolae Mare. Am avut 4 pacienți arși, adulți toți, cu arsuri care depășesc la toți 35-40% suprafață corporală arsă. Vor fi transferați la București. Am solicitat și sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență să ne faciliteze acest transport și sperăm că lucrurile
vor merge bine pentru ei. 10 persoane se aflau în casă în momentul exploziei, dintre care și 2 copii. 4 bărbați au fost însă transportați de urgență la București cu un avion militar. Celelalte persoane au fost evacuate de echipajul de pompieri venit la locul incidentului. În momentul acesta sunt stabili, este posibil să aibă și ajutorii aeriene, dar asta pentru siguranța transportului o să facem toate cele necesare. Intervenții au participat pompieri, ambulanțe, dar și un elicopter SMUR. 2 dintre persoane au arsuri peste 60% din suprafața corpului, iar celelalte 2 pe 20% din corp. Toți au fost duși de urgență la spitalul din Timișoara, iar de acolo transportați cu un avion militar la București. Sfârșitul lunii mai este dedicat marelui eveniment așteptat de seniorii orașului, balul pensionarilor. Asociația Seniorii Sunt Miclăușeni începe distribuirea invitațiilor doritorilor. Acest eveniment este la al 9-lea an consecutiv și ca și în anii trecuți, organizatorii împreună cu primăria și Consiliul Local pregătesc surprize pentru cei ce vor fi prezenți. Au început pregătirile pentru balul pensionarilor. Într-adevăr, am ajuns la 8-lea ediție și am început să scriu persoanele care doresc, bineînțeles, și de astăzi am început să dau invitațiile. Balul pensionarilor o să fie în 28 mai, ultima sâmbătă din luna mai, și așteptăm cu mare drag. Acolo, ca de obicei, o să fie veselie, o să pregătim o masă. Încă nu știm ce o să fie, dar în orice caz ceva bun. Ca în fiecare an, seniorii Sunt Miclăușeni vor fi întâmpinați cu voie bună și surprize. O să fie veselie, muzică, avem invitații Benone Sinulescu și Liliana Magiaru cu formația. (Fie)
După ce se termină balul, adică tot acum am început să înscriem și pentru excursie. Că nu terminăm bine cu balul, începem în cursul lunii iunie, o să începem și excursia. Nu mai este un secret unde o să mergem. O să fie la Clisura Dunării, o să facem o vizită la muzeu, la porțile de fier, o să fie o plimbare pe Dunăre cu bărcuța sau ce o să fie, acolo pe malul Dunării o să fie un restaurant foarte drăguț unde să servim și masa de prânz, o să vizităm o mănăstire, Sfânta Ana, și ce mai găsim prin jur. Și atunci, încet, încet, și o să vinem acasă. Membrii asociației dornici să participe la acest eveniment sunt așteptați la sediu pentru a-și ridica invitațiile. Programul este de marți până vinerea, la sediu de la Castel, tot acolo unde știe toată lumea, de la ora 9 până la ora 13. Și aștept cu drag să vină cu carnetele vizate la zi și îi aștept cu mare drag. An de an, numărul participanților la tradiționalul bal al pensionarilor este în continuă creștere, iar voia bună se observă pe chipurile lor vesele. Copiii pot fi înregistrați la grădiniță pentru anul școlar 2016-2017, începând de miercuri 4 mai. Mai exact, reînscrierea copiilor care frecventează cursurile în acest an școlar se va face între 4 și 20 mai, iar înscrierea copiilor nou veniți se va face în două perioade diferite, 23 mai 17 iunie și 27 iunie 29 iulie. Fiecare grădiniță trebuie să stabilească un orar propriu pentru înscrieri și să-l pună la dispoziția tuturor persoanelor interesate, atât la vizier cât și online. Totodată, unitățile de învățământ preșcolar trebuie să informeze cu privire la capacitatea grădiniței numărul de locuri aprobat pentru anul școlar 2016-2017, criteriile de înscriere și evoluția zilnică a înregistrărilor. După ce se vor încheia reînscrierile, ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, conform reprezentanților ministerului. Iar acolo unde numărul de solicitări va depăși locurile disponibile, se vor aplica criterii de departajare. Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscriere se va face de regulă în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv grupa mare, copii de 5 ani, grupa mijlocie, copii de 4 ani și grupa mică, copii de 3 ani. În baza hotărârii guvernamentare 1252/2012, și în limita locurilor disponibile pot fi înscriși în grupa mică și copii cu vârstă cuprinsă între 2 și 3 ani. În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate succesiv criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice. Potrivit actului normativ, actele necesare pentru înscrierea copiilor la grădiniță sunt următoarele: cerere de înscriere, adeverință cu veniturile părinților sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiare, certificatul de naștere al copilului, fișă medicală și avizul epidemiologic. Înscrierea în grădinițele de stat se face fără perceperea unei taxe de înscriere, plus că în procesul de înregistrare a copiilor, discriminarea după orice fel este strict interzisă. În S. Nicolaul Mare, grădinițele sunt împărțite în funcție de program. Sunt grădinițe cu program normal de 5 ore pe zi, care asigură educația și pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru școală și viața socială. Grădinițe cu program prelungit de 10 ore pe zi, care asigură educația și pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru viața socială, precum și protecția socială a acestor, hrană, supraveghere și odihnă. Grădinițe cu program săptămânal, care asigură educația și pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru școală și viață socială, precum și protecție, hrană, supravegherea și odihna celor proveniți din medii sociale și familii defavorizate pe durata unei săptămâni. Familiile defavorizate primesc tichete sociale. Pentru a stimula frecventarea învățământului preșcolar de către copiii din familiile sărace, acestea primesc de acum tichete sociale. Practic, fiecare copil dintr-o familie defavorizată primește lunar un tichet social de 50 de lei. În scopul stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate și al creșterii accesului la educație a acestora, se instituie stimulentul educațional sub formă de tichete sociale. Finanțarea acordării stimulentului educațional se face din bugetul de stat prin sume defalcate din taxa de pe valoare adăugată alocate pentru bugetele locale cu această destinație, prevede legea numărul 248 din 2015. Astfel, copiii din familiile defavorizate primesc
primesc etichete sociale în condițiile în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele criterii. Vârsta minimă a copilului este de 3 ani, vârsta maximă a copilului este de 6 ani. Venitul lunar pe membru de familie este de până la de 2 ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, adică de maximum 283 de lei. Etichetele sociale pot fi folosite doar pentru achiziționarea produselor alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și sau a rechizitelor. Utilizarea acestora pentru cumpărarea de țigări și sau băuturi alcoolice, ori valorificarea acestora prin transformarea în bani sunt interzise. Dacă în urmă cu mai bine de 2 săptămâni au început lucrările de reabilitare a curții interioare la blocurile SMA de pe drumul Timișorii, astăzi vorbim despre trotuare, parcări și zone bine delimitate pentru întrebuințarea acestui spațiu. Acest proiect face parte dintr-o serie de proiecte finanțate de Consiliul Local și Primărie cu beneficiar familiile ce până mai ieri se confruntau cu noroaie, grop și disconfort, mai ales în zilele ploioase. De mai bine de 2 săptămâni, utilajele grele sunt prezente în parcarea blocurilor SMA pentru a aduce îmbunătățiri acestei zone. Lucrările sunt în curs de finalizare, urmează în această săptămână să fie adus asfaltul, să fie turnat asfaltul. Accesele sunt făcute, trotuarele sunt făcute, rigolele, a fost amenajată o platformă pentru depozitarea containerelor pentru gunoi. Urmează să fie turnat asfaltul și lucrarea va fi finalizată. Finalizarea acestui proiect, lucrările se vor continua, însă în curtea blocurilor de pe Mihai Viteazu, blocuri paralele cu școala generală numărul 2. Urmează știrile din sport. Echipa de fotbal senior este la al patrulea meci consecutiv victorioasă. Întâlnirea de săptămâna trecută de pe teren propriu cu echipa celor de la Flacăra Făget s-a încheiat spre bucuria celor prezenți în tribune și mai ales a jucătorilor și coordonatorilor de joc cu scorul de 5-2. Băieții lui Căprărescu sunt pe val, iar revoluția lor pe teren, atât în deplasare cât și acasă, este de remarcat. Am avut un program mai bun, mai accesibil nouă. Am reușit să luăm toate punctele puse în joc, 4 victorii. Acum încep meciurile un pic mai dificile cu echipele din partea superioară a clasamentului și acum vom vedea dacă suntem pe drumul bun sau nu. Avem deplasare la Gătaia, sperăm să obținem toate cele 3 puncte puse în joc și să continuăm să fim pe locul 4 în clasament, dacă se poate și la final de campionat. Face Tulcan diferența? Cu siguranță o face, este un jucător talentat, e acel vârf de atac pe care noi l-am dorit de multă vreme, de peste 2 ani, n-am reușit să avem, dar trebuie să ne bucurăm cât mai rapid de el, pentru că din vară am înțeles că el încă dorește să mai joace la un nivel înalt și facem efortul să reușim să-l reținem la noi, dacă se poate. Acum, noi oferte am făcut, mai depinde și de el. Am reușit să-i montez pe băieți, pentru că teoretic era un meci ușor cu o echipă din partea a doua a clasamentului. Am reușit să-i motivez pentru meci. La pauză era 3-0, chiar am marcat destul de repede, în minutul 12 și 13. Doar că n-am mai reușit același lucru și în partea a doua a jocului. Am reușit să mai marcăm 2 goluri, dar am și luat tot atâtea goluri și într-un final 5-2. După un joc care pot să spun că mă declar mulțumit, dar cu siguranță prima parte a făcut diferența.
prezent, echipa Unirea Nicolaul Mare este ocupanta locului 4 în clasamentul diviziei de județene. Urmărim informațiile despre vreme. Sfârșitul acestei săptămâni se anunță ploios, maximele de peste zi vor oscila între 18 și 21 de grade Celsius, iar minimele noaptea vor fi cuprinse între 11 și 16 grade Celsius. Începutul și mijlocul săptămânii se anunță senin, temperaturile vor crește ușor, iar spre sfârșitul săptămânii maximele de peste zi vor depăși cota de 25 de grade Celsius, iar minimele noaptea nu vor mai coborî sub cota de 17 grade Celsius. Acestea au fost știrile, rămâneți alături de noi, urmează emisiunea Oamenii Locului. La revedere!